Doamnelor și domnilor, în această dimineață le salut cu mare drag aici la Tezaur TV pe doamna Svetlana Dombrova. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Victoria Macar, te salut, Victoria! Salut, bună dimineața! Bună dimineața! Ana Pavlov, bună dimineața! Te salut, Ana, și Nicol Citulenco! Bună dimineața! Avem trei domnișoare foarte frumoase și talentate și o doamnă care cumva a pus temelia acestor talente. Ce faceți voi și cum ați început această dimineață? Am început bine. Facem lucruri frumoase cu fetițele, sunt foarte talentate. Victorița Macar este primul an la canto, la disciplina canto. Anișoara este deja de 4 ani și Nicol a 6-lea an. A 6-lea an. Da, a 6-lea an la canto, face canto. Toate sunt talentate, toate sunt sârguincioase, toate participă activ în diverse concursuri internaționale, naționale, republicane, festivaluri, manifestări culturale. Dar dumneavoastră, doamna Svetlana, de când sunteți în acest rol de profesoară de canto? Da, eu sunt de 27 de ani în activitatea mea frumoasă. Fac 27 de ani am lucrat la școala de arte din orașul Cricova, unde și locuiesc. Acum activez de bază în școala de arte din Măgdăcești, Creuleni, și la școala de arte, școala de muzică Stăuceni, Victor Cebotar, și la școala de muzică Eugen Doga din Chișinău. Așa. O experiență vastă. Da. Dar cum a început totuși? De unde pasiunea asta vine? Da, îmi iubesc foarte mult meseria, îmi iubesc copiii cu ei ghidez și însuși lucru care îl facem este frumos. Este arta, însuși este pacea. Deci tot ce facem, facem frumos pentru copii și mamele se implică foarte mult. Avem o colaborare foarte frumoasă și fructuoasă cu mamele, cu părinții. Și copiii simt această căldură din partea dumneavoastră. Da, simt. Fetelor, vreau să vă aud și pe voi, să ne spuneți de ce ați ales să faceți muzică și ce vă mai place vouă. Ana? De mică îmi place să cânt și mai place să dansez, să descoper lucruri noi și să studiez. Așa. Originară de unde ești? Din orașul Cricova. Din orașul Cricova. Mulțumesc. Victoria? Iubesc acest obiect deoarece muzica este ceea ce mi-am dorit dintotdeauna și eu visez la tot ce e mai bun în muzică. Tu ești cea mai tinerică printre discipolii doamnei Svetlana? Da. Și cum e? Cum sunt orele? Sunt foarte interesante, avem exerciții noi de fiecare dată, sunt interesante, nu ne plac mereu, deoarece chiar sunt interesante pentru noi. A, așa, mulțumesc tare mult. Și Nicol, de ce ai ales să faci muzică? Am ales să fac muzică pentru că am descoperit-o foarte bine în viața mea și chiar mă bucur că o am. Muzica pentru mine este ceva foarte splendid și minunat și cânt încă de la 5 ani, de la grădiniță. Aha. Și chiar îmi place. Minunat. Doamna Svetlana, cum reușiți să mențineți acest interes a tinerii generației pentru artă, pentru frumos, pentru muzică? Da, eu în fiecare zi mă pregătesc de ore, eu trăiesc. Asta este viața mea, că deci și familia noastră este de muzicieni. Soțul meu tot este profesor de nai și fluier și noi însuși trăim cu muzica împreună. Și ne place, îmi place foarte mult să predau, să-i ghidez pe copii. Asta este dragostea. Tot muzica va adus împreună? Da, pentru dumneavoastră, da, am învățat împreună la Academia de Muzică și Arte Plastice. Ce frumos! Da. Dar totuși, acum fiecare copil are și propriile cerințe, își dorește propriul repertoriu. Cum reușiți să găsiți acel punct comun? Da, deci cu copiii, cu fiecare copil în parte. Eu nu fac program că deci asta, da, da, o piesă la toți copiii. Fiecare are vocea lui superbă. Fiecare are caracterul lui și de ce aleg cu fiecare copil în parte? Îi aleg piesa, îi
cântă, îi fredonez, îi place, da, mergem și o facem, adică să-și dedice sufletul, nu numai intonația și vocea, dar și caracterul piesei să aducă. Așa. Și știu eu că recent ați participat în cadrul unui concurs, chiar în acest weekend, Arta pentru Pace. Fetelor, cum a fost pentru voi această experiență și cum a venit ideea de a participa? Cine ne răspunde? Hai, Ana! A fost foarte interesant, mi-a plăcut să experimentez un concurs. Uh-huh. Am cântat Hora mea moldovenească. Așa. Pentru că în cântece populare mă regăsesc. Uh-huh. Și... deci ție îți place mai mult muzica populară? Acolo te regăsești, adică, mai mult? Adică toate îmi plac, dar mă regăsesc mai mult în cântece populare. Am înțeles. Mulțumesc mult, Victoria! Tu ce ai interpretat în cadrul concursului? Eu am interpretat Copiii lumii toți vor pace. Un subiect tare sensibil, nu? Da. Așa. Și ce premiu ai obținut? Am obținut premiul întâi. Super! Ce emoții ai avut când ai aflat că ești câștigătoare? Am aflat emoții de bucurie și de fericire. Tu, Ana, ce premiu ai obținut? Premiul întâi. Premiul întâi, super! Deci voi ați revenit acasă doar cu premii de frunte. Da. Și Nicole, tu ce ai interpretat? Eu am interpretat piesa Am uitat, de Natalia Proca. Și a fost... chiar mi-a plăcut să o interpretez. Așa. Piesele pe care le-ați interpretat în cadrul concursului, cine v-a ajutat să le selectați? Ele erau pregătite din timp, presupun, nu? Da. Da. Și doamna Svetlana a fost cea care a venit cu inițiativa de a participa la acest concurs și respectiv ați revenit cu emoții de fericire și bucurie pentru că ați ocupat locuri de frunte. Doamna Svetlana, dumneavoastră ați fost acolo lângă ele. Da. Cum ați descrie această experiență? S-a început concursul de la ora 10, evident că în orașul nostru natal, Cricova, la Vinăria Cricova, un loc foarte frumos, foarte pitoresc, la nivel de subterană, să zicem. Foarte mulți copii au participat, este prima ediție, dar este bine gândit concursul. Are o denumire foarte frumoasă, că deci arta este pacea. Doamna Eugenia Ursu, îi mulțumim, și doamnei Victoria, îi mulțumim din suflet pentru așa concursuri, că copiii au motivația să meargă la așa fel de concursuri, să-și arate abilitățile, talentele. Da. Deci am stat de la ora 10 dimineața cu toți copiii, rând pe rând, că eu am avut 5 elevi în concurs. Așa. Da. N-am reușit cu toți să venim data aici viitoare... în platou, da. Am avut și un flăcău. Asta vreau să vă întreb, aveți și flăcăi în echipa dumneavoastră? Da, este și un băiat foarte talentat, el vine din satul Culboaca, vine în Chișinău la Eugen Doga, la școala Eugen Doga, face naveta, dar el face deja tot de 5 ani canto, a făcut la Grătiești, la școala de arte, da, și vine acum la mine, este un băiat cu canto popular, mai mult bazat, are o voce splendidă de interpretare populară, da, și o fetiță de la școala de arte Măgdăcești, tot foarte talentată fetiță, ele sunt toți. Da, toți talentați. Exact. Dar au o bază, cine mai puțin învață, cine mai mulți ani, deja au experiență. Și s-a finisat concursul la ora 8 seara, când noi am ieșit am zburat toți de acolo, din sală, cu emoții mari, că deci au participat toți 5. Și au 4, au premiul 1 și Nicol Citulenco are premiul mare. Felicitări, am bucurat foarte mult de rezultate. Mulțumesc. Iată că toată munca nu este în zadar, doamna Svetlana, și cu siguranță aceste premii vă fac mândră și vă motivează foarte mult să continuați.
Fetelor, iată voi în cadrul acestui concurs, Arta pentru Pace. Ați interpretat și ați adus publicului melodii care ajung în zona sensibilului. Aveați emoții specifice știind că interpretați melodii cu un subiect atât de important? Nicol, ce ne spui tu? Sau la tine emoțiile deja cumva de-a lungul experienței au cam trecut? Era o perioadă în care aveam emoții foarte mari, iar după au trecut, dar la acest concurs, când am fost, păi emoțiile nu erau așa de mari. S-au mai domolit. Da. La tine, Victoria, cum a fost? Tu presupun că erai la fel, una dintre cei mici participanți de acolo. Da. Eu eram emoționată și vroiam cât mai repede să fac... fac cunoștință cu publicul, care era de asemenea în fața mea. Ana, tu cum ai descrie publicul? A fost un public cald, care v-a primit cu aplauze. Da, m-a încurajat, juriul tot m-a încurajat și am primit emoții de fericire. Doream cât mai repede să ies pe scenă și să cânt. Super! Doamna Svetlana, dumneavoastră credeți că arta poate contribui la acest subiect frumos, pacea? Da, deci am, cum și-am spus că arta și este pacea. Că prin artă ce facem noi? Cântăm, dansăm, ne aducem cele mai frumoase sentimente și cele mai frumoase, trăim cele mai frumoase clipe când suntem cu arta. Fie că arta plastică, fie că arta teatrală, fie că arta instrumentală, vocală, orice artă este pacea. Atâta timp cât Ana ne-a cântat aici la Tezaur TV, am văzut cu câtă dragoste vorbeați cu Nicol și o țineați așa de mână ca să nu mai aibă emoții. Fetelor, cum descrieți voi experiența și orele cu doamna Svetlana? Ce ați învățat de la ea? Hai, Nicol! Am învățat de-a lungul anilor multe lucruri noi și asta m-a ajutat și acum mă ajută pe parcurs. Chiar vreau să-i mulțumesc dumneei pentru toată munca depusă și că am ajuns la acest nivel. Așa, mersi mult. Victoria, ție ce-ți place la doamna Svetlana? Mie îmi place pentru că ea se înțelege și intră în mintea copiilor și ne ajută mereu, chiar dacă uneori nu prea înțelegem. Mulțumesc mult! Și tu, Ana? Eu am învățat de la doamna Svetlana să fiu mândră de ce am și vă mulțumesc, doamna Svetlana, că ce frumos! Mulțumesc și vouă, dragile mele, că eu cu voi cresc și profesional și mă motivează zi de zi să lucrez în profesia mea frumoasă. Care e cea mai mare satisfacție în calitate de profesor? De profesor, motivația și finalitatea, concursurile la care mergem, chiar când mergem fizic, că am avut o perioadă de pandemie, de stagnare, dar noi n-am stagnat. Să știți, în martie a fost pandemia, noi în mai deja participam în concursuri online. Super. În Cehia, primul concurs a fetelor era Gold Euro. Internațional. Internațional în Cehia, unde ele au câștigat premiile 1. Așa și Ana și Nicol au participat în foarte multe concursuri, că ele nici nu reușeau să știe de concursurile, că eu le aduceam diplomele de premii mari, premii 1, 2. Da. Este o mare experiență și o mare dragoste față de ceea ce facem. Ce calități ar trebui să aibă un copil pentru a putea cânta? În primul rând, să fie cu auzul muzical, da? Și cu abilități, vocea, că nu toți copiii, da, pot să-i dezvolți pe parcurs, dar în primul rând să aibă vocea, adică auzul muzical dezvoltat cât de cât. Că celelalte le facem, tehnici vocale, le atingem.
pe parcurs. Se dezvoltă pe parcurs. Da, da, se dezvoltă. Ce v-ați mai propus pentru următoarea perioadă? Vă pregătiți deja pentru alte concursuri? Da. Acum suntem într-un proiect foarte frumos, cu participare internațională, care petrece Școala de Arte din Creuleni, însuși doamna Natalia Dimitrașco, este o prietenă și o colegă de mulți ani, de 10 ani, bine zis. Ea a lansat un proiect educațional, Art Mărțișor. El este acum până la sfârșit de martie, practic toate fetele participă acolo. Da. Și închiderea festivalului va avea loc acum duminică, 31 martie, unde nu o să mergem toți, dar o parte din elevi o să meargă și o să participe în concert. Aveți și generații mai mari de elevi, doamna Svetlana? Da, am peste 30 de elevi care au finisat școala de arte, au absolvit. Am o absolventă care a absolvit și conservatorul. Da, și mai țineți legătura? Da, din când în când ne mai scriem așa pe da, cred pagina că de socializare. Atunci când vedeți rezultatele lor, da, asta da, e cea mai mare împlinire. Este cântăreața de operă. Super. Da, are o voce extraordinară. Mă bucur că fetele poate, dacă nu merg pe profesie, în cel mai bun caz cântă pentru ei acasă sau într-un ansamblu folcloric. Da, asta este. Să știți că noi vă mulțumim tare mult pentru că astăzi ați ajuns în platoul nostru și pe final de interviu vreau să vă întreb fetelor, hai Ana de la tine deja, da? Cu rândul ne întoarcem și iar revenim. Ce ți dorești tu pentru viitor? Ce ți-ai dori să devii când crești mare? Aș vrea să devin o cântăreață renumită. Că să am plăcere de a cânta. Am înțeles. Părinții ce spun? Sunt de acord cu ideile tale? Da. Te susțin? Da, mă încurajează, mă susțin. Asta mă motivează. Asta e important. Victoria, care este cel mai mare vis al tău? Visul meu e ca să am primul meu concert și să fiu de la primul meu concert să fiu emerită în toată lumea, căci vreau să mă stăruiesc cât mai repede să o fac, să-mi îndeplinesc visul pe care mi-l doresc. Așa să fie! Noi îți dorim succese și să ne inviți pe noi la concertul tău, bine? Da! Mulțumim! Nicole, tu ce îți dorești? Eu îmi doresc să fiu artistă și actriță. Cochetezi și cu... Da, fac actoria la școală, încă din clasele primare. Sunt clasă cu profil teatral. Așa. Și îmi place. Unde te regăsești cel mai mult? În muzică sau actorie? Parcă mă găsesc în ambele. În ambele. Nu știu, nu pot să aleg. Dacă le combini mai ales pe ambele, iese ceva frumos pe scenă. Da. Bun, mulțumesc tare mult. A fost o plăcere să vă descoperim în această dimineață aici la Tesaur TV. Vă dorim mari succese, suntem siguri că drumul vostru abia a început și rezultatele frumoase încă urmează să apară. În cele ce urmează, te invit, Nicol, pe platou pentru a ne aduce și o piesă. Doamna Svetlana, a fost o plăcere. Da, să știți că sunteți bine, minunată, da, și cu mare plăcere. Sunteți minunată și să nu vă opriți din ceea ce faceți. Mulțumesc mult, mulțumesc.